la horoscopul de marți. Gata, s-a produs marea schimbare planetară, Jupiter s-a mutat frumos de acum încolo în Capricorn, de care ne vom bucura până la anul, cam pe vremea aceasta. Acum 4 planete în Capricorn ne vor solicita, ne vor trimite la treabă, serios, să ne vedem de ale noastre, să ne gândim unde vrem să ajungem, cât de sus ridicăm ștacheta, dar asta nu înseamnă că din prima zi a lui Jupiter în Capricorn, ajutat de celelalte 3 planete care se află aici, chiar toate se vor așeza așa cum dorim. Ne putem, chiar de azi, din prima zi a lui Jupiter în Capricorn, ne putem aștepta la o serie de hopuri, de probe de încercare. E altceva, e altă vibrație decât tot ce am simțit în ultima vreme, deci Capricornul cere mult de la noi și s-ar putea până ne dezmeticim noi un pic așa de la expansiunea și veselia și optimismul lui Jupiter însăgerător, să dureze câteva zile de debusolare până vom ști exact încotro trebuie să o luăm. Poate chiar câteva zile o să fim așa un pic ca niște zombi, așa ce avem de făcut, încotro să mergem, că nu prea ne dăm seama ce avem la dispoziție. Și veți vedea la toate cele 12 zodii despre care voi vorbi, că toate trec astăzi printr-un oarecare impas. E o pietricică în calea noastră. Apare un mic hop pe care azi trebuie să-l trecem. Dar îl vom trece cu bine și cu tot felul de resurse la dispoziție. Și una din resursele principale este timpul. Toate la timpul lor. Nu uitați de această vorbă foarte importantă, că dacă unele aspecte nu se întâmplă atunci când vrem noi, se vor întâmpla atunci când e mai bine pentru noi. Deci nu insistăm cu orice preț, cu încăpățânare, să trecem pietricica aia din drum, ci să stăm un pic în față, să ne uităm, să o calculăm, dacă e mică, e mare, ce avem de făcut, o ridicăm, o aruncăm, o sărim și după aceea vom vedea că toate se așează pe terenul cel mai bun, nu atunci când vrem noi, ci atunci când e mai bine pentru noi. Acest lucru se va resimți, de exemplu, pentru berbeci, printr-un fel de prindere a voastră, într-un fel de hățiș. Sunt foarte multe lucruri care dau năvală peste voi. Vă simțiți prins într-o capcană și e mare vânzoleală acolo. O agitație nebună. Clar, cu atâtea planete în Capricorn, deodată simțiți că sunt foarte multe lucruri de făcut. Și în loc să faceți un pic de ordine, că asta va cere Capricornul de acum încolo, să faceți un pic de ordine în mintea voastră, pentru că acolo mintea ce este? Este hard disk-ul. Hard disk-ul ăla e total defragmentat și trebuie făcută un pic de curățenie, șters, recycle bin-ul, formatat pe aici pe acolo, trebuie reorganizat totul, că e un haos, a rămas un haos în urma trecerii lui Jupiter prin Săgetător. Și momentan sunteți blocați în acest haos, dar de undeva trebuie să porniți. Și acest undeva trebuie să fie, cum am zis, acel hard disk, memoria, gândurile voastre, ce aveți de făcut, planurile voastre, să vă stabiliți noi obiective, dar să faceți ordine. E ca și cum ați intrat într-o bibliotecă foarte bine pusă la punct, dar a fost un cutremur azi noapte și au căzut toate cărțile. Și trebuie să luați acele cărți și să le repuneți pe căprării în acea bibliotecă. Așa se va resimți această zi pentru voi astăzi, că de undeva trebuie să începeți această reordonare a vieții voastre. Deja o faceți de ceva vreme, dar astăzi, de astăzi încolo, lucrurile clar că și mai serios se reașează pe un făgaș bun, solid, deci lucrurile sună bine, dar de voi depinde cum faceți această ordonare a vieții voastre. Ordonarea vieții profesionale, ordonarea vieții relaționale, să dați afară ce nu vă trebuie, să faceți curățenie prin agenda de telefoane, prin lista de prieteni de pe Instagram, să vedeți la serviciu tot malderul ăla de dosare de pe masă, cum să-l reorganizați, acasă vă așteaptă alt haos. Începeți încetul cu încetul să reașezați tot acest iureș de nimicuri din viața voastră ca să
Știți mai bine pe ce teren vă aflați, dar întâi ordine, reorganizare, reașezare a tuturor lucrurilor, pentru că dezordinea din viața proprie generează haos în interior și vă va copleși la un moment dat. Și o să clacați, o să spuneți, nu mai pot nimic, nu mai fac nimic, până nu faceți ordine așa cum sunteți îndrumat să faceți. Taurii resimt această zi de marți ca pe o capcană, ca pe o piedică. Nu puteți face o grămadă de lucruri. Ați vrea să le faceți, dar nu puteți. Clar, cu atâtea planete în Capricorn, sunteți un pic... aveți tacheta foarte sus ridicată. Dar momentan nu puteți ajunge acolo unde v-ați propus. Sunteți prins într-o menghină. Cel mai mult vă deranjează e că ați fost păcălit să picați în capcana asta. Posibil cineva v-a atras și deși o intuiție acolo foarte puternică vă spunea nu, nu te băga, nu-i momentul, nu trebuie să faci, nu e pentru tine, voi ați mers mai departe. Și acum priviți cu ochii voștri că ați fost atras de o himeră, de un vis, de o iluzie, de ceva nepotrivit din care trebuie să ieșiți cumva. Și veți ieși, fără doar și poate. Dar ziua de azi vă dă acel sentiment că gata, am fost prins în capcana asta și momentan stau până vine ceva, cineva să mă scoată de aici. Nu prea depinde de voi, într-adevăr. Vă simțiți un pic neputincios, neajutorat, ținut pe loc de forțe mai mari decât ale voastre. Ca atare, ziua de marți pare să fie ca un moment de, nu relaș, că relașul ai plăcut, de blocaj. Sunteți prins acolo și acolo stați, până când apare ceva să vă scoată din acest impas. Și acest impas poate să fie impas profesional, un eșec într-un anumit plan al vieții, un eșec sentimental, că ați fost atras într-o capcană amoroasă, o stare de sănătate precară, ce nu vă lasă să duceți mai departe ce ați început. Deci, azi stați pe loc, că nu aveți încotro, dar poate că e bine. Începeți nou ciclul jupiterian cu o pauză. În loc să dați drumul la un proiect nou, așa cum atâtea zodii într-o altă, atâtea planete, pardon, într-o altă zodie de pământ, ca așa voastră vă îndeamnă, voi în loc să dați drumul la cai să zburde, închideți pe loc. Iar mai stați voi un pic aici, că nu e momentul. Nu e momentul azi. Poate va fi mâine. Același sentiment de blocaj cumva, dar nu atât de drastic precum la Taur, resimt și gemenii, care vor da aspect cu tot felul de refuzuri. De nu, de nu acum, mai stai, mai așteaptă, mai gândește-te, mai vino și mâine. Multe din planurile pe care vi le-ați propus pentru azi cam înaintează greu și o întâc așa, mai cu stângul, dar nu înseamnă că sunt niște eșecuri, ci doar niște uși care nu se deschid azi. Poate nu sunt chiar uși trântite în nas, poate nu sunt niște refuzuri în acelea categorice, definitive, pe care nu le mai puteți întoarce din drum, ci sunt doar niște atenționări de stai, mai stai un pic. Mai așteaptă un pic. Nu-i momentul. Gândiți-vă la acest nu-i momentul în tot ce aveți de făcut astăzi, că e chiar nevoie de o pauză. Ia acea degringoladă pe care toți o să o resimțim de la faptul că s-a mutat Jupiter din Sagitător în Capricorn, lucru pe care și voi îl resimțiți în mod similar și normal că acum nu știți încotro să o luați. Și tot ce puteți face e să vă opriți în intersecție, într-o intersecție cu sens giratoriu și să vă mai învârtiți de câteva ori în sensul ăsta giratoriu. O zi, două, o oră, două, până când se face un pic de lumină în mintea voastră, în inima voastră, să știți pe la care ieșire să porniți totuși într-o anumită direcție. Azi, chiar dacă vi se va spune nu de foarte multe ori, pare să fie un nu benefic, să vă mai gândiți, să nu vă aruncați prea repede într-o direcție poate nu tocmai potrivită. Să nu luați o decizie astăzi. Dacă ceva nu vă lasă azi să înaintați,
De fapt, este spre binele vostru și bucurați-vă că a apărut această întârziere în planurile voastre. Că mâine, poi mâine, răs poi mâine, s-ar putea să spuneți ce bine că n-am luat decizia atunci. Deci, profitați de răgaz că e spre binele vostru. Racii, tot un sentiment așa de încorsetare au. Poate mai mult decât încorsetare. Voi vă simțiți prins într-un ghem de ațe. Ca o pisică ce s-a jucat cu ghemul de ațe și l-a încurcat și nu mai știe pe unde să iasă. Ceva de genul ăsta simțiți voi. Vă simțiți blocat în propriile complicații. V-ați cam încărcat viața pe mai multe paliere. Și aia, și aia, și aia, și aia. Singur ați făcut-o. Sau poate, hai, nu singur. Viața v-a dus în situația aia și momentan nu puteți ieși din hățișul ăsta în care vă simțiți atât de încurcat. Tocmai pentru că viața este complicată acum, mai ales pentru voi, ar fi bine să nu faceți nimic. Că pisica aia, dacă începe să se zbată în ghemul de ațe, îl încurcă și mai tare. De aceea, dacă azi vedeți că nu găsiți nicio cale de a ieși din labirint, mai bine stați pe loc, nu mai faceți niciun pas înainte, nu vă mai mișcați prin labirintul ăla nebunește, poate găsiți o ieșire, ci profitați de o zi de aparentă pauză să vă recalculați, să reconfigurați traseul. Traseul pe care mergeați până acum e deja prea încărcat, cu prea multe ieșiri, cu prea multe intersecții, cu prea multe căi de mers, poate cu prea multe benzi de mers. Și voi trebuie să le duceți pe toate în spate. Azi puteți descoperi ce nu mai trebuie să rămână, la ce bandă de pe autostrada asta trebuie să renunțați. Deci un pic de ordine. Așa cum spuneam, Capricornul, și Capricornul este zodia diametral opusă vouă, Capricornul o să ne ceară tuturor și vouă în special reorganizarea vieții, să o faceți mai ordonată, să ieșiți din hățișul ăla de nebunie aia de atâtea sarcini, de care unele clar că nici nu mai aveați nevoie, dar de undeva trebuie să începeți. Dar nu azi, că azi încurcați și mai tare ghemul de ațe. Azi stați un pic, analizați că abia a intrat Jupiter în Capricorn. Și de acum, încetul cu încetul, veți face lumină, ordine, curățenie în viața voastră, scoțând afară ceea ce vă ține pe loc. Că aveți foarte multe ghiulele care vă țin pe loc sau ancore care vă țin pe loc. Încetul cu încetul le veți scoate și veți înainta. Leu are foarte multe treburi de făcut astăzi, o grămadă de activități, de oarecum statice, parcă mai degrabă stați la un birou și trimiteți 100 de mesaje, de mail-uri, de lucrări de depus, lucrări de scris, dosare de terminat, multă activitate cumva intelectuală, să zicem așa, sau nu numai intelectuală, chiar și de organizare, cum spuneam. E ca și cum începe să faceți o grămadă de liste, liste peste liste, priorități peste priorități, acte peste acte. Le manipulați, le învârtiți, le suciți, le duceți de colo-colo, că aveți foarte multe de făcut. Și ziua va fi plină din punctul ăsta de vedere. După ce că aveți un teanc atâta de dosare de adus la zi, vă mai aduce șeful sau vă mai aduc clienții sau mai știu eu cine, încă o serie de dosare. Vă simțiți blocat în tot felul de activități de genul ăsta, de arhivare, organizare, de scriere, de redactare, de bilanțuri, balanțe. Sunteți precum un contabil. La orice nivel al vieții v-ați afla, sunteți precum un contabil care începe să facă ordine în viața lui, dar are nevoie de puțin ajutor. Poate chiar tehnic, de aia s-ar putea să vă ajutați de calculator, de instrumente, de aparate, lucrați deci și cu ceva tehnologie acolo ca să vă organizați viața. Și stați pe loc din cauza asta, că prea multe aveți de făcut. Dar după ce veți introduce toate datele astea în calculator și durează, veți vedea deodată că aveți o grămadă de foldere acolo, folderul casă, folderul familie, folderul copii, toate sunt așezate cumva pe
organizate foarte bine, încât de acum încolo să știți ce aveți de făcut. Dar azi folosiți ziua exact pentru introducerea de date în calculator și calculatorul sunteți voi. Fecioarele trebuie să își stabilească niște obiective noi, începând de azi chiar. A intrat Jupiter, bine mersi, în Capricorn, o să vă ajute de minune, că e o altă zodie de pământ ca și a voastră, dar voi trebuie să vă stabiliți de azi ce aveți de făcut, pe săptămâni, luni, de acum încolo. E ca și cum v-ați trezi în fața unei scări maestoase, înalte, frumoase, care e viața voastră, cu toate etajele și palierele implicate în acest urcuș, și azi trebuie să faceți primul pas. Sunteți conștienți că e un drum de lungă durată, cu o grămadă de etaje de urcat. Scara asta are foarte multe trepte de parcurs și nu înseamnă că azi faceți pași mari deja către ținta respectivă. S-ar putea să fie primul pas din mulți pași care vor urma de acum încolo, dar primul pas pare să fie și primul hop. Nici n-ați început bine și deja dați piept cu o piedică, nici n-ați deschis bine o etapă și apare un hop de trecut. Sunt absolut firești, trebuie să aveți răbdare că și răbdarea vă va fi pusă din greu la încercare în acest urcuș lent, dar totuși este o ascensiune acolo, e un progres, dar nimic nu se naște peste noapte, nu puteți ajunge în vârful scării peste noapte și trebuie să fiți conștienți că și pe acest drum apar provocări, apar incidente, apar uși trântite de nas, apar întoarceri din drum. Pentru voi, astăzi, primul pas spre o nouă țintă e și un prim impas, dar care se poate redresa foarte repede dacă vă concentrați pe el și nu-l luați foarte personal. Nu-l luați ca și cum, uite, domnule, nici n-am început bine lucrul ăsta și gata, mi s-au înnecat toate corăbile. Nu vi s-au înnecat toate corăbile, doar una din corăbii se mișcă și trebuie să o redresați, să reașezați încărcătura ca acea corabie să nu se mai să nu mai se bălângăne dintr-o parte într-alta. E un dezechilibru acolo pe care îl puteți redresa foarte bine cu calm și cu răbdare. Deci să nu tratați un impas ca pe un eșec, că gata, s-au și închis porțile, ci doar ca pe nevoia de a regândi totul cu calm, așezat, să vedeți ce aveți de făcut de acum încolo, că lucrurile vor evolua, veți urca pe treapta aceasta, dar și pe treptele astea, din când în când vă mai împiedicați de câte o treaptă. Balanțele se află astăzi într-un mediu în care nu vă simțiți prea în apele voastre. Parcă nu aveți nimic în comun cu aceste persoane. Greu comunicați, greu găsiți subiecte de discuție, parcă nu vă mai înțelegeți, parcă nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă. Poate chiar sunt persoane complet străine. Și normal că atunci când intrați într-un loc nou, vă trebuie câteva zile să vă adaptați, să-i cunoașteți, să vă cunoască, să găsiți un punct comun de discuție, de conversație. Nu spuneți că dacă azi nu găsiți ce să vorbiți cu noi colegi, cu nou mediu în care ați nimerit sau vechiul mediu, dar în care ceva planează, o tensiune planează, nu înseamnă că așa va rămâne mult și bine. E doar un sentiment că toată lumea parcă tace și își vede de propria viață. Nu vrea să coopereze, nu vrea să discute, nu vrea să schimbe păreri și nici voi nu vreți la urma urmei. Deci vă veți alătura acestui mediu de oameni cam tăcuți sau muți, în care fiecare își vede de bucățica lui. Nu colaborează cu stânga-dreapta. Și ca atare și voi veți face ceva similar, așteptând ca să se mai așeze lucruri, să vă cunoașteți mai bine, să reaveți chef și unul și altul de discuții, dar azi nu prea. Azi nu prea se leagă discuțiile, nici acasă. Vă întoarceți acasă și nu aveți ce vorbi cu partenerul. Stați de vorbă cu prieteni de o viață și nu merge, ceva nu merge, comunicațional acolo ceva nu merge.
Lipsește ceva, dar care în scurt timp, în câteva zile, va reveni ca un liant să vă ajute din nou să relaționați, să vă înțelegeți, să vă apropiați, să aveți din nou ce vă vorbi unii altora. Comunicarea, deci e problema. Scorpionii numeresc azi un mediu în care se simt un pic folosiți de alții. Voi sunteți dornici să faceți, să relaționați, să vorbiți, să munciți, să vă dedicați altora. Așa vă arătați disponibilitatea pentru a fi altora de ajutor. Dar alții doar vă folosesc, abia așteaptă să se folosească de ceea ce aveți de oferit, fără a da și ei ceva înapoi. Vă simțiți precum un tractor pe un câmp imens pe care trebuie să-l are, dar alte 100 de tractoare stau la o țigară, mă rog, tractoriștii din tractoarea respectivă stau la o țigară în afara ogorului. Și singurul care trage brazde sunteți voi. Până când o să vă spuneți? Vă simțiți fraierit un pic. Cum adică? Voi munciți pentru toată lumea și toți ceilalți trag chiulul? E frustrant pentru o persoană ca voi, dar azi chiar n-aveți ce face decât să vă vedeți de treaba voastră, că aveți multe de făcut, nu puteți să le lăsați și să stați la o țigară cu ceilalți tractoriști, ci să vă vedeți de ogorul pe care l-aveți de arat. Vă veți simți foarte bine cu treaba terminată, chiar dacă n-ați socializat cu cei de pe margine, nicio pagubă la urma urmei. Vedeți-vă de ce aveți de făcut, de lista de sarcini de astăzi, pentru că voi o veți duce la îndeplinire, iar ceilalți care acum trag chiulul vor fi nevoiți mâine, poimâine, răspoimâine să facă ceea ce voi astăzi terminați și v-ați luat de o grijă. Tot voi veți ieși în avantaj, chiar dacă pe moment simțiți că tot greul e pe umerii voștri. Nu-i nimic. Vă duceți treaba la îndeplinire și ați scăpat de ea. Săgetătorii sunt un pic debusolați, cum spuneam, a plecat Jupiter din zodia voastră și încă vă simțiți așa încotro, încotro, încotro. Nu înseamnă că aveți o grămadă de direcții la dispoziție și nu știți pe care să mergeți. Nu, sunteți precum un naufragiat rămas în mijlocul oceanului și care chiar nu are încotro. Stă. Că n-aveți de ales. Nu puteți nici să vă sliți, n-aveți nici o barcă la dispoziție, nu se vede niciun vapor undeva în depărtare. Sunteți deocamdată voi cu voi și atât. Trebuie să supraviețuiți deocamdată. Clar că în curând vor apărea și direcțiile, dar momentan nu aveți direcțiile alea. Lăsați un pic purtat de în derivă de oceanul acela, că în curând oceanul vă va duce într-o anumită direcție din care veți putea prelua și controlul asupra vieții, planurilor, activităților la care vă aduceți contribuția. Dar nu azi. Azi sunteți în mijlocul oceanului, încercați doar să supraviețuiți, faceți pluta așa să stați la suprafață. Nu sunt rechini în jur, deci nu aveți de ce să vă temeți. Sunteți doar voi care doar trebuie să așteptați să apară de undeva o salvare, o cale, o insulă, o ceva spre care după aceea să vă canalizați toată atenția. Momentan nu le aveți, că Jupiter tocmai v-a lăsat, v-a abandonat, nu vă simțiți abandonat, dar a plecat să-și facă treaba în altă parte și momentan trebuie să vă reorganizați. Momentan nu știți nici încotro, nici pe ce vă bazați, nici ce aveți de făcut, dar în curând se vor ivi și acele căi și veți putea lua decizii fără nicio frică. Momentan, lăsați-vă dus. Let go. Capricornii îl au frumos pe Jupiter de acum în zodia lor. Bucurați-vă cu asemenea bagaj plin de lucruri bune. Dar dacă tocmai s-a întâmplat asemenea eveniment și atât de rar,
trebuie să puneți mâna pe unelte și să începeți să vă apucați de treabă. Nu vă culcați pe ureche că gata de acum am patru planete în zodia mea, toate o să meargă de minune fără să fac nimic. Nu! Vouă vi se cere tot greu. Deci, puneți-vă salopeta de muncă, duceți-vă în atelier și începeți să vedeți ce instrumente de lucru aveți la dispoziție. Și alegeți unul dintre aceste instrumente. Puneți mâna pe lovată, puneți mâna pe ciocan, bateți fierul cât e cald, că acum Jupiter e proaspăt intrat. E momentul să vă apucați serios de o treabă sau de mai multe, sau de o treabă la propria voastră persoană, că prea ați stat o vreme în expectativă, așa. Saturn v-a tot spus răbdare, 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 răbdare. E, acum că și Venus nu de mult s-a mutat în zodia voastră și acum, iată-l și pe Marele Jupiter, intrat în zodia voastră, de acum e vremea să puneți mâna pe unelte și să clădiți. Nu răbdarea e cea care vi se mai cere, ci acțiunea. Da, o acțiune lentă, nu zice nimeni că se construiește ceva peste noapte. E primul pas spre cine știe ce obiectiv măreți undeva în perspectivă. Dar de undeva trebuie să porniți. Ca atare, chiar de azi, chiar din prima zi a lui Jupiter în zodia voastră, trebuie să vă apucați de ceva nou. Un job nou, o activitate nouă, un proiect nou, o sarcină nouă, un nivel nou, o etapă nouă în viața voastră, pe orice plan ar fi ea, în iubire, în familie, la școală, în carieră. Orice, nu contează, dar e momentul acela când puneți mâna pe ciocan și dați primul ciocan în noua treabă pe care v-ați ales-o. Nu va fi un rezultat peste noapte, nici vorbă, răbdare și de acum încolo, dar e o răbdare activă, nu o răbdare pasivă, așteptând, ci timpul trece, dar făcând ceva. Nu timpul trece stând și așteptând să faceți cândva ceva. E momentul să-i dați startul chiar acum, cu încredere, cu mult curaj, cu ambiție, cu tenacitate, că sunteți sprijiniți. Aveți unelte și instrumente la dispoziție. Asta este important. Totul este să le alegeți și să le puneți la treabă. Vărsătorii se simt blocați în nebunia vieții cotidiene. Sunt foarte multe lucruri acolo care vă zăpăcesc total. Vă întâlniți cu multă lume, e mult haos în jurul vostru, parcă s-au adunat prea multe și nu mai știți pe unde să vă scoateți cămașa. Parcă nu vă puteți baza pe nimeni, parcă v-ați aflat printre străini, parcă oamenii pe care i-ați avut luni de zile, o viață alături, dintr-o dată nici nu-i mai cunoașteți, parcă v-ați schimbat cu toții, s-au schimbat și ei, poate v-ați schimbat și voi. E un anturaj nou, deși vechi, e nou. Nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă, nu vă mai înțelegeți ca altă dată. Greu să găsiți un limbaj comun cu aceste persoane. Poate e doar trecătoare această senzație de relaționare defectuoasă, de blocaj de comunicare, dialog cu surzii, monolog în care nimeni nu vă dă vreun feedback. E o problemă, un blocaj, cum ziceam, greu vă veți înțelege, greu veți înțelege pe alții sau vă veți face înțeles. Fiecare pune o mască așa pe figură și până reușiți să treceți peste primul impact așa al acestei uși trândite în nas, uși de natură relațională, comunicațională, deci nu puteți trece de ușa asta, mai durează un pic. Să vă cunoașteți, să vă recăpătați încrederea unii în alții, să faceți fiecare un pic de ordine în viața personală și după aceea veți reuși din nou. Cum sunteți o zodie sociabilă, veți găsi din nou o cale de comunicare cu ceilalți. Dar asta aveți impresia că oricât ați încerca, nu sunteți înțeles, nu sunteți auzit, nu vă aude nimeni, nu vă vede nimeni, nu colaborează nimeni, nu vă răspunde nimeni. Deci dacă tot vedeți că vorbiți în zadar, mai bine nu mai vorbiți. Și vă vedeți de propriile treburi, fără a fi nevoie să interacționați într-un fel sau altul cu ceilalți. Ceilalți cu viața lor, voi cu viața voastră, chiar dacă e liniște în jur. În sfârșit am ajuns la pești. În această zi de marți,
care se simt un pic izolați, dați la o parte chiar. Sau poate izolarea e de bunăvoie. Voi spuneți, vreau o vreme să stau departe de nebunia asta, de viața asta, de oamenii ăștia, de activitățile astea. Simțiți nevoia să fugiți. Nu dați bir cu fugiții, că nu asta este. Nu dați și fugiți și nu mai vreți să auziți, ci pur și simplu vreți o vreme să stați departe de acest iureș de stări și emoții. Pentru că altfel rămâneți blocat într-o situație din care momentan nu aveți cum ieși. Nici nu găsesc cum să spun asta. E ca și cum ați fi bolnav, aveți o boală contagioasă și nu vreți să dați și la alții. Și de aceea vă retrageți. Vă închideți în camera voastră. Lăsați-mă pe mine aici să-mi văd de ale mele, să-mi treacă boala și vin eu mai târziu. Lucrul ăsta se poate întâmpla pe orice plan al vieții. Vreți să faceți un pic de ordine în suflet într-o relație sentimentală, vă retrageți și spuneți celui drag, n-am nimic cu tine, doar simt nevoia să fac un pic de ordine în suflet. La serviciu, nu vă mai înțelegeți cu niște colaboratori, vă luați o zi liberă și stați acasă, anume ca să nu turnați gaz pe foc acolo la o situație deja tensionată sau chiar dacă vă duceți la servici, spuneți, lăsați-mă voi astăzi să-mi văd de ale mele și discutăm mâine. Puneți o pauză așa între voi și restul lumii, nu că vreți să le dați vreo palmă lor, să le arătați lor că nu vă mai pasă. Nu, vreți să vă vedeți de proprie, un pic de ordine în viața voastră. Vă refugiați într-un copac și meditați la ce aveți de făcut. Și după ce veți face ordine, veți coborâ din copac și veți trece la fapte. E o nevoie de refugiu, de izolare, de singurătate, de tăcere, de liniște, de pasivitate, spuneți-i cum vreți, de bunăvoie aleasă, pentru a medita, pentru a regândi totul, pentru a înțelege pe ce nivel sunteți, ce ați făcut, ce n-ați făcut și după ce veți trece în revistă la rece, singur, cuc într-un pom, veți putea reveni liniștit, mâine, poi mâine, cu sufletul ceva mai eliberat și să vă revedeți de viața voastră, dar cu o altă viziune asupra lucrurilor. Uneori, a vă retrage din iureșul lumii este în beneficiu personal pentru a face ordine și lumină și liniște pe acele planuri date complet peste cap. Deci nu, lumea nu va trata ieșirea voastră din peisaj, închiderea telefonului, plecarea de la serviciu, ca pe ceva negativ, ca pe un afront asupra tuturor, ci ca pe nevoia de a vă face voi ordine în viață. Ceea ce nu poate fi decât spre binele personal și al lor, la urma urmei, că vă veți întoarce de acolo remontat, liniștit și cu capul într-o altă organizare mult mai bună. Aceasta a fost ziua de marți. Apucați-vă de treabă, că Jupiter cere de la noi foarte mult. Și să ne vedem cu bine și mâine!